Ne v-am găsit la un episod din Clash Royale. Dacă vă întrebați și vă răs întrebați ce s-a întâmplat, a fost un update de decembrie, dar înainte de a spune update-ul ăsta de decembrie, care a fost unul foarte mare, vreau să vă spun că am deschis draft chest-ul. Uite, am fost. Da, și s-a modificat și da, o să-ți spun și asta imediat. M-am ajuns la 2300 și până la urmă am încheiat, nu știu dacă apare undeva, am încheiat aici, la 4211. Am pierdut un match, într-adevăr, am avut vreo 4106 sau 5, nu știu, și am pierdut un match. În fine, nu contează chestia asta. Vreau să vă zic că s-a modificat un Clash foarte mult și vreau să discutăm să update și să ne ieșcăm puțin. Deci, ăsta e decul meu în mare parte nu s-a schimbat, doar că am evoluat ăștia. Din draft chest mi-a picat o legendară și eu ca prostul am ales Sparky și am făcut de level 2, am uitat că eu n-aveam altă legendară și am făcut și aveam ai spus să Sparky, nu Sparky că fa de 2, dar da, am uitat, asta e nu. Las cum am ocazia asta. Bun, hai să vă zic ce s-a modificat. Deci, în primul rând, aici este un turneu global, turnament și aici e un chest, vedeți? Am făcut eu, te bați cu unii, e turnament, după cum zice, sunt cărțile mai de level 9, te bați cu diferiți tipi, ai 4 șanse, dacă te-ai pierdut, te-ai pierdut ca mine. Și aici, uite, sunt unii care au câștigat 4. O să câștigi mai mult, dar asta orice puteți să câștigați, dacă voi nu știți și sunteți interesați. Eu am pierdut la 7, unde sunt eu? Eu am pierdut la 7, pentru că mi-a dat un jucător foarte bun și cu cantere. Am câștigat asta, uite, ăștia sunt. Dar eu cam nu le-am, să vă zic de ce, uitați, așa sunt câștigate de mine. De niște bani, după la două inuri mai dădea și niște bani în plus, din două se mai dădea ceva, știi, în afară de ăla, mi-a dat un plus, un bonus, ca să zic așa. Și atât am câștigat eu, restul nu le-am câștigat, uite, aici mai era niște bani, aici erau mulți bani, aici niște cărți, aici iar niște bani, aici au token, ban, token, giant, ban, token legendar, na. Și mai era un Magical și un. Aici, un Mega Lightning Chest. Mă întreba ce este, o să vă zic imediat. Și aici am un chest nu știu, să am 500 de gemuri ca să-l deschid. Deci, o, nu știu, o să am o super răbdare, nu știu când o să-l deschid. O să aștept. Poate o să nu o dată Gem Rush, că mai era o dată pe vremuri, mai era, da, era Gem Rush cu 250, dacă aș face ăla, mai și face un plin de gemuri. Și o să aștept să deschid. Deci, din chestul ăsta să-mi pice așa. Toate zvonuții ăștia, nu ce scumpe fund. Ai un token rar, ăsta nu. Dar un rândul ăsta sau pentru așa, că, na, e o șansă, ai ceva. Le meriți ăsta. Iar așa le-am primit, sincer, am dat deschis și le primești, ăsta ai free, după cum zice numele. Și deci încolo nu mai că și aici, na, te dai că ești mai bun, ca mai pe românește. Te bați, uite, primii o să vă arăt care sunt, vă arăt un, ca să nu ziceți ce nivele sunt. Dar ca să știți, ăștia sunt nivele de sus deja. Nivele de sus sunt astea, ca să știți. Bun. E un global turnament, după cum vedeți, s-a încheiat. Probabil o să apărut altul, eu nu-l iau până, na, chestul ăsta. Da. Pentru că am făcut 7 win-uri și am bătut și Master Run și m-am mir. Da. Asta e o chestie în plus. O altă chestie. Uite, mă. Scuze. În loc de Super Magic, ăsta a luat Mega Lightning Chest. Și vă dați, bă, ați să schimbat nu. Deci goldul rămâne același, cărți comune rămân, cred că aceeași, nu știu dacă erau chiar ta, rare și epice la fel. Dar, cum zice și mie, Mega Lightning Chest, este un chest în care poți să dai 8 strike-uri. Dacă în Lightning Chest o să dai 5 strike-uri, nu știu că 3 cărți, da? Știați că nu știu cât trebuie să pice, nu știu cât de. Nu știu trebuie să împartă, cred că 8-7 o să pice. Și tu o să ai la final. Și cred că cel mai probabil e poți să dai strike. Pentru că așa se întâmplă la Lightning Strike. Și mi se pare ok, tare și de aia l-au pus și mi se pare acum mult mai tare. Iar eu aveam început un Super Magical Chest. Uite acum, încă Super Magical Chest a devenit un de ăsta, uite. Vreau să-l întâlnesc ăsta și chiar vreau să deschid pe video ăsta când o să-l am. Acum s-a adăugat o chestie în plus. Acum dacă tu, tot timpul dacă treceai de dușman, te-a putea să schimbă, să-și mai uite. E, acum dacă dai gemuri, 10, eu n-am știut și am dat ca prostul și am pierdut 10 gemuri. Foarte rapid. Dacă ai 10 gemuri, poți să schimbi misiunea. Bă, dacă ai multe gemuri, poți să faci chestia asta și să faci misiuni. Dar cei care puțin ca mine, vă recomand să nu. Altceva.
Stați imediat. Aici aveți în stânga coroane, vă arată coroana, prințese așa. Și la cărții mai astea, nu știu dacă ia toate, îți arată chestia asta și nu știu ce sunt străuțe așa, vă zic sincer. Că sunt, uite, Karl Marx, level star, levels can be unlocked at king level 13. În fine, ăsta, na, level 13. Și care e faza acum cu level 13? Te știi că nu puteai să donezi. Practic, tu poți să donezi cărțile astea. Poți să dacă mă întrebați ce cu tokenul ăștia mult pe chest, pe clan, pentru că acolo la centru s-au câștigat foarte multe tokenuri, știu mai așa, în dreapta un challenge pe care o să-l jucăm, s-au câștigat foarte multe tokenuri, da, se dau foarte multe tokenuri. Vezi, uite, ăsta nu l-am găsit, uite, în jocul ăsta se poate succes, pentru că nu l-am găsit la emotul și uite, îl văd aici, că o fi premium, nu știu. Dar vă zic așa, deci, acum, da, uite, vă arăt ca să nu ziceți că, da, aici am rămas la legendar. Ca să încet, uite, s-au câștigat foarte multe, vedeți, foarte multe cărți și nu am făcut așa mult, deci care a fost cel mai bun? A făcut la Călin 11, ia să ce profil are. Challenger 2, bravo, le, 11 euro, bravo. Și am fost ok, na. Cred că cam toți au jucat sincer la challenge-ul ăsta. Uite, noi nu toți au jucat. Nu e unii, nu au pierdut cam niște avantaj. Ia să uităm, ăla, Leo. Uite, Leo pierdut sub mine și ăsta e Master 1. În fine, acum, na, a fost mai mult decât el. Și aici se câștigă foarte multe token, după cum vezi. Și aici la Free am câștigat token, urmă, lași, adică, na. Bun. Ce vreau, vă arătai mega la incestul. Acum, la profil. La profil s-a schimbat un pic. Lăsați că s-a schimbat fundalul. Aici, în sus, ai Challenger 1 și clanul tău și premii, frumos. După vine Liga, eu am fost season high, bine, cantă, sezonul ăsta, ăsta, prin care am coborât, previzorul și bestul ăsta, și ce-ați badges, adică ce foarte mici nu am făcut. Rich, 1000 de wins am făcut, play Clash Royale for un year, da, am un an cu un joc Clash Royale, Rich am ajuns, ăștia sunt niște mici pe Clash Royale care să, Classic Clash 2 wins, ăștia sunt niște 5 pe care trebuie să le fac și, na, trebuie să le fac. Aici ai win-urile tale, în fine. Și aici ți apară și clan World Star. Și nu ți apară, dar acum ți apare și ăsta, ți arată pe clan Challenge Stance, uite, nu prea am șcat foarte mult, turnament Stance, nu prea am găsit, sincer. Și e ok, mai acum ți arată mai multe. Și inbox-ul, cred că la fel, nu? Și da, aici pe CR, aici poți debași la 3, vrei 3. Dar să ne uităm. Scuze că dau pe reclame, dar vreau să văd. Aici a apărut o chestie, nu știu dacă e adevărată, sincer. Dacă te înregistrezi aici, prin chestia asta, trebuie să... Știi ce, 3D, dar am, acum nu știu, n-am încercat-o. V-aș recomanda deocamdată să nu faceți, o să o fac o dată. Și după, preferabil, să faceți, să faceți după mine, măcar, na, măcar să facă prostie mea, măcar să nu faceți și voi. Dacă ajungi la momentul să clipui, să ziceți hashtag prostie. Deci nu o faceți, vă rog. O fac eu. Dacă aveți super să o faceți, o faceți, dar dacă nu aveți cursuri, așa o fac eu. Bun. Deci voi să-i pe aici. Aici nu s-a schimbat nimic, așa. Bun. Acum. Ai, știți că tot timpul când avea cineva un jucător, un trade, nu știu, de exemplu ăla, un jucător, de exemplu eu nu aveam niciun trade o comun și dădeam, nu știu, vreau un Goblin Gang în schimb de... Băi, nu știu, de exemplu, acum nu mai e așa. Acum, afară că trebuie să ai cărți, tot timpul. Asta nu s-a scos, de aia că trebuie să ai cărți, de exemplu, uite, de Barshart. Unde ne bine am cărți, uite, la legendar, de exemplu. Unde e un legendar, uite, de exemplu ăsta. N-am nici, nu și nici, nu se scaște, știi? Deci crezi oricum. Dar, acum nu mai poți să mai faci trade și asta mi se pare sincer, cam nasol, sincer. Trebuie să ai un trade, de exemplu. Eu, ca să fac schimb cu Adrian, el are un trade token comun. Acum trebuie să am și trade comun ca să fac cu el. Adică, practic, noi atunci dădeam 1 și făceam 2 schimb. Acum dăm 2, facem schimb. Asta e pe ce mai nasol, sincer. Asta, sincer, n-am înțeles de ce au adăugat-o, asta sunt așa. Au adăugat în schimb să poți să donezi cărțile la maxate, cum am zis că am donat. De exemplu, cartea la maxată poți să o donezi cât vreau. Deci că cui vreau pot să dăm. Asta e partea mea, de acolo sunt testețe pentru infinit. De aia nu v-am spus de la început. Așa, nu s-a schimbat nimic.
Aici nu s-a schimbat, bun. S-a avut un balans. Nu știu dacă s-a făcut deocamdată, dar o să vi-l arăt. Da, și emoticoane s-au băgat câteva. Deci, uite să vedea, sunt ăștia, tot timpul au fost la început ăștia 16, tot timpul ăștia, ăștia cu goblini. Toate cu goblini, da? Vedeți, aia cu trofeu și asta mi-a spus. Păi au cu prințesă, cu gigant, iar cu prințesă, au cu grider, cu porc, cu barbar, schelet, wizard, electro. Aici au băgat cu dragon, cred că ăsta e cam electro, ăsta nu știu ce, ăsta e bombor. Și ăsta e cu ăștia sunt ultimele moturi adăugate. Uite. Uite pe cu. Și acum, pe shop, după cum ați văzut, se schimbă și shop, adică aici am o chestie cu ăștia level, adică cu oferte, tot timpul e așa. Ai daily dex, adică don't see cards, și acum poți să iei emoturi. Da, într-adevăr, poți să iei un emot pentru, dar cine are multe gemuri, îi recomand, sincer. Și ăștia, uite, de exemplu la incest, uitați-vă la el. Uite, are ăștia și 5 strikes și știți că am deschis. Și le stați cam la fel. Eu zic că a fost o schimbare bunicică, nu e chestii, nu. Nu am înțeles aia cu trade-ul, sincer, nu am înțeles deloc. Și a făcut balansul. Hai să vă arăt ce balans. Cred că ați și observat în joacă. Trebuie să fiți atenți. Dacă ajungeți până acum, trebuie să ziceți hashtag atenție. Poate unii observa, poate unii nu. Un minut. Aici ai spus, cred că știți cu ăștia de unde să iei. Dacă faci o echipă, ei ăștia, aici, așa, ai tu faci tu o echipă și ajungă ei, în fine, aici am... Nu mai verific și tu echipa, încă, încă. Bun, aici nu e noutate. Aici. Uite aici, December Update Review, uite, new tally, stai puțin, o să dau o pauză să mă uit puțin dacă ești mai interesant și o să o povestesc. Da, nu este ce credeam și mă gândeam că nu e asta, într-adevăr, este un tip care joacă Clash Royale și în fine discută, hai să vă arăt update-ul acum, să trecem la, vă mă arăt din când în când balanța, știți că... Nu, astea December, mai mă interesează. Uite, vedeți? Star Levels. Uite, bă, că poate să-i faci o chestie. Part Star Levels. Nu ce nu știam să-mi să luați chestia asta, poate să-i luați. Să chiar pare interesant. Acum asta spusați-mă, uite. Băieți, am intrat pe TV Royal. Da, doamne, pe ăsta. Și am găsit o chestie cu Star Levels. S-a zis, uitați singur. Eu vă arăt și vouă. Aici este o chestie foarte interesantă, dar să puteți să o faceți doar ce cu King de level 13, doar cu ce cu King de level 13. Aveți toate cărțile astea. Deci, păcă ce aveți toate cărțile astea, deci aveți King de level 13. Puteți să zicem agradați cărțile maxate. Adică aveți mini 3 steluțe și prima steluță, fiecare steluță să face ceva. De exemplu, prima steluță îi dă un show și un event, adică devine puțin mai puternic, nu știu cum să zic, vine un pic mai puternic și mai șmecher. Și capăt altă, și dacă, da, deci e puțin mai șmecher, că își dă diploma, e arfe mai șmecher și trage și mai arfe și are și arată mai bine. Al doilea, deja, îi se schimbă trăsătura. De exemplu, execuționerul avea o, în loc de față, uite, coasa asta argintie, avea o coasă galbenă, să zicem, înțelegeți? Se fac de, în principal, de gold, în galben se fac, de gold. Și la 3 se schimbă de tot, adică se schimbă foarte mult în el. Uite, dacă vreți și voi, uite, aveți videoclipul aici. Uite, uitați-i, vedeți? Uite, când ai tu cu armură și cu asta, uite, se schimbă puțin, uite, le dă astfel de gold și mai jmecheri, uite, vedeți? Cartă mai altfel, asta vor să facă ăștia. Deci, în afară de infinit mai fac ăștia, eu mă gândeam că mai fac și altceva în afară de infinitul ăla, dar nu știam sincer ce, că nu mă uitam, vă zic sincer. Deci, puteți să vă agrați cărse practic și să fie un pic mai OP la început, ce cu level 13, deci mare avantaj pentru voi. Și da, pare mai interesant jocul, adică tot să dai în cărse egale până la urmă, că dacă ai tu am pe Goblin Gang, o să ai o rama pe Hog. Până la tot la fel o să fie, dar mai interesant că o să fie puțin mai OP, când te bați cu alți player mai mici, o să iei avantaj mai mare level 13, mai cu cărțile de Star Levels la maxim, de 3 deja ăla chiar puternic, OP, ăla chiar poți zici că e maxat. Deja se schimbă cu ăla, că goblinii ăștia, de exemplu, are Star Bass, o să fie cu gol, nu știu, o să fie, nu știu cum fac goblinii, nu știu cum sunt goblinii, ei ne-au arătat
Un Canon card că devine cu gold. Deci devine garben, nu gold, n-avei. Unde mă Canon cardul? Canon cardul. Uitați-l. Deci o să devină garben pe aici, prin lemn și tot să fie cam foarte... Magicianul l-ați văzut? Nu, magicianul. Să vedeți, uite, cum arată el și cum o să devină, uite, ce mai jmecher și așa, Knight-ul, mai ales și Knight-ul, dar să și pe cum o să devină. Dacă l-aveți, dați level 3 și la 2. La 3 și 2 se schimbă doar comestica, cum arată, puțin mai mult, se mai schimbă, la 2 la 3 se mai schimbă puțin mai mult. De la 1 la 2 se schimbă aia și la 1 se mai schimbă, dar nu e mare diferență, dar oricum e o chestie interesantă. Acum cele de arena mare pot se bate, sunt la deci sunt la prima mare, poate au cărți cum se și se apară controlate cu gold. Este cineva mi este în post. Are cărți controlate cu gold? Uite. Uite, are multe misiuni ăsta, în fine, acum bravo. Uite, vedeți? Ăsta are star level pe cărți. Ia să și cât are. Nu ne arată, dar ne arată care este star level. Nu ne arată neapărat cât are. Apare luna. O să intrăm la meci de ăsta cu maxați. Să vedem cum ar să de meci cu maxați. Maxați. Ia uite aici. Hai să ne uităm la meciul ăsta. Să vedeți și voi despre ce e vorba. Nu toți încă cărțile ăștia, că n-ai greu. Scuzați când se încarcă mai greu, nu știu ce vedere. Bun, hai să ne uităm puțin. Deci, au level 3, de 7 level 13 în quinta oră. Ia să vedem. Pune-l. Hai mă, pune-l. Interas cu alu Fantanic. Nici bolor, ia să vedem. Hai să zic că e galben, să am care ce. Uitați beți, de exemplu. Capătă și culoarea galbenă asta. Ia uite, hai să zic că are doar ăla că e galben, dar rest nu. Uite, baby dragon, vedeți că aici galben în spate. Galben în spate. Aici arată mai bine. Tornado, what? Ia, pune tornada, prietene. Vreau să se căsă asta. Uite, găbunul ăsta nu iare, uite vieții, uite ia vieții galbeni. Ia zi, tornada. Ăsta are minion galben, nu. Și se apar... Au, tare, e efect. Și în afară de asta, de exemplu, cărți, nu știu, ăștia cu armură, cărțile, ale tale albastre are o altă culoare, de exemplu ăștia care se dar prin zoo au o altă textură, știi? Unele cărți și o altă textură, culorile tale, știi? Normale. Au așa altă textură, culoare. De exemplu, dar prin zoo are un pic mai altă textură și garzii și alte cărți au o altă textură. Uitați mortarul cum e de frumos, uitați cât de șmecher e. Uite, parcă dă mai repede, că nu că uite. Nu dă mai repede, tot cam așa, dar... E un pic, se sunează mai repede, uitați-vă cum arată. Uite, frumos. Frumos. Vedeți? Asta vreau să vă arăt. Dacă a pune și electro, aș vrea să pună sincer electro. Aș da mai pe speed. Pune electro. Vreau să pun electro. Abeți, uite să pun electrou. Hai te rog pun electrou. Hai pentru băieții mei, pun electrou, nu fi până de... Așa, 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 așa. Uitați cum arată electrou. Are bani cu galbeni. A, așa dă cine câștigă. Bravo. Bun. Deci ați sens cam așa sunt. Se modifică, dar așa, ca să înțelegeți mai bine. Explicați-mi, deci să ai level 13 absolut toate cărțile. Ca să fac bine, neapărat să ai level 13 pe GitHub. Uite și aici. Vedeți? Star level schimbi în loc al schimbile. Deci când star level, uite, nici nu am fost atât de recunoscut, nici nu știam. Bun, deci v-am arătat. Aici nu știu, v-am arătat băieți. Știu că vreau să vă arăt update-ul principal. Știu acum băgăm meci, că am băgat. S-a făcut foarte mult timp. Asta nu mai băgăm niciun meci. Bun. Acum o să vă mai la DV2 o să vă spun la DV2 cum e. Când termini meciul, ai în afară de mi-a mesaj și
să ieși, poți atunci să dai play again. Adică și noi te puteai să dai replay, dar atunci să dai replay, nu să dai play again, știi? Acum nu e cine știe ce chestie ca să stau să vă gândesc așa, dar na, e un pic așa și-au băgat o chestie să îi dai prieten, ai persoană și plus și dai prietenul ăla dacă vrei tu. E, nu prea merge de chestia că dai prieten, am recunoscut, dar dai prieten la el. Înțelegi? Cu că astea se mai studie ce ai, uite, să vă art. Că zic și na. Asta ce-mi s-o stă mai lung. Asta nu vine un update tot timpul. Stai. Hai. Fieți atenți. Noi jucăm aici și pe vedeți la final. Este o agaciu. Facem toate mici. Spirit Gonzales. Agaciu. Agaciu. Do la copcă. La copcă. Yeah. Copcă. Pac, 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 bătai, 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 yeah. Tu bătai, te dau, nimeni, nimeni, bătai, bătai, bătai. Yeah. Așa prin barbarie, yeah. Voi, ce faceți pe ce microfon? Vine ea să vă dea la mă. La mă. Uite, barbarie, yeah. Dar copilul ăia ce-o face în turnul ăla? Nu știu să mă întreb. Deci doi goblini cu tine de doar. Mamă, mamă, tanchează. A, ba nu, că nu, distrug. Da, cu rămâne executare, adică și la un pic. Dacă dă și la două secere în tur, am văzut și patrie perfect. Ui, yeah. Vină încoa. Vină încoa. La fix. Cu ăsta ca prostul avea spate. Lasă să moară. Bă, cu ăsta să-l simt și mai mult. Bine că nu pare. Wow. Aia să glășim. Aia să scadă la echiciu. Nu am închis un golem, că ăsta e cam bat. Nu știu care golem. Am cu golemul în ăsta echiciu. Stai, nu mă uiți. Nu-mi trebuie, ci poate îmi trebuie. Iată, pe casă, doar ce l-a restris. Nu știu să cum o să fugă ăsta. Hai, frate, că... E bără, e ferro, că-i frate. Apare nimic în ce-i sprat. Iam... Mă, acum, dacă primul loc... Așa un pic la cățără. Hai mă. Că știi că aș mea sunt drept ce să mă. Mă, aș mea cherie. Și aș măcar nu fac intenția asta, că știi că știi așa. Ce mă șmite, ce mă șmite. Ce mă șmite, ce mă șmite, ce mă șmite. E mă. Și zic că se gole. Dacă avea cadrul ăla, la câte piese aveam noi. E piese, uitați. Uite, aveți așa, exit, play again. Și aici, ce fel, vezi? Uite, bun. Și acum vă arăt ultima chestie și vă las, promit. Nu vă mai zângă, cred că deja ați plictisit. În alt episod să vă zic ceva. Dacă ziceți până acum, hashtag plictiseală. Dacă v-ați plictisit, hashtag plictiseală, hashtag interesant sau hashtag... Pe aici. Vedeți voi. Voi ziceți, mie, tu ce o ageam, că nici că v-ați putut ține, nici că... Da. Hai să vă arăt balansoarul. Unde e mie? Aici. Că ce aveți că s-a modificat. Și avem o următoarea balanță. Electro Dragon-ul are mai ținut viață, dar o să fie slower. Primul lui atac o să încetinească, practic. Interesant, dar nu, parcă l-au slăbit cam de tot. Ori ăștia o să coste 7 elixir și o să miște un pic mai încet. O să vă sincer, chiar că se mișcă o secundă sau nici 20 de secundă mai încet, eu cred că mai bine că le-au 7, că o să fie mai folosit, să vă zic eu.
Tesla o să fie fixat fast track, până o să fie foarte attack. Barbar Barbero scade damage 5, adică deja e cam stab, sincer, dacă scade și 5 damage, ai și 2 mana, de-abia se mai mișcă. Arcelor o să dea puțin mai multă viață, așa și o scadă puțin. Nu prea fuma nimic, în fine. Ice Wizard o să aibă mai mult damage, dar o să scadă 11% viață, din că acum l-a făcut. Giant Snowball o să auzi că l-a mai bafat, are damage 14%. Și durează o 5 secunde. Freeze o să dureze 5 secunde. Așa și Neuronul prin... Da. Uite, hai să vă arăt Ice Wizard, să vedem cum s-a schimbat. Câtă viață are. Asta e 48. Da, e ok, că cum am dat mulțumesc de merge. Trebuie să costă, l-au evoluat foarte mult pe ăsta. Au pus mult în ăsta. În spell-ul ăsta. De level 10. Deja acum e bine, adică ce, are damage, are și slow, e chiar bine acum. Uite, față de zap, zic așa. Uite, deja ajunge ca un fel de zap. Da, deja ajunge ca un fel de scurt mare cu zap, adică l-a făcut ok, nu pot să zic, l-a muncit, bravo lor. Și un sper mai ok. Bun, băi, deci eu vă las aici challenge-ul ăla, îl fac eu când vreau eu. Vă zic că am, a, și 200, a, în timp. Dacă vă interesează, dați-vă la start, butonul de like. Dar ne vedem data viitoare.